v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune pamflet Presa în Rotundu. Pentru început am în vizor activitatea a trei primari, dar ca să nu fiu acuzat de vreo discriminare, am să-i prezint în ordine alfabetică și din fericire îmi vine și ușor pentru că primul dintre primari este o primărită practic. Mă refer la doamna Aneta Gireadă, primar al comunei Mihai Ieminescu. La această primărie, în ultima perioadă, cel puțin în această săptămână, s-au petrecut lucruri ciudate. Dar să încep cu acel celebru masacru canin care s-a comis duminica trecută în satul Cervicești, comuna Mihai Ieminescu. S-a aflat uh, ulterior că inițiatorul acelui masacru în care au fost împușcați 15 câini a fost de fapt uh, nimeni altul decât Ionuț Giriadă, administrator public, administrator financiar la primăria Mihai Eminescu. Iar Ionuț Giriadă este nepotul domnului deputat liberal infractor Virginel Giriadă, nepot de la frate. Așadar, la primăria Ieminescu, până de curând, am avut nevasta deputatului Virginel Giread primar, Aneta Virginel, iar administratorul financiar, creierul financiar, cel care dispune de bugetul comunii, a fost Ionuț Giread. Ionuț Giread a inițiat acest masacru împreună cu finul lui, Ioan Rotaru, vânător, deținător de armă cu acte în regulă. Numai că despre Ioan Rotaru, colegii săi de vânătoare, de pe fondul de vânătoare Mihai Eminescu, au mai puțin cuvinte de apreciere la adresa sa, pentru că nu e un bun ochitor. La câte bătăi organizate a asistat, s-a așezat pe stand, a tras, dar în afară de faptul că iepurile a ridicat coada și a văzut de treaba lui, nu s-a întâmplat nimic deosebit. În schimb, Uh, s-au supărat el ortacii pentru că tot trăgând fără să nimerească a speria vânatul. Dar duminică, când cunașul, Ionut Ionuț Giriadă, au pus la cale acel masacru canin în interiorul satului Cervicești, se pare că și-a mai exersat tirul Ionuț Ioan Rotaru și a nimerit și el vreo 2-3 câini. Până când cercetările poliției vor stabili gradul de vinovăție a fiecăruia, fie să vedem ce s-a întâmplat în continuare la primăria Mihai Emnescu. Păi, e, Ionuț Giriadă a demisionat probabil l-o fi chemat unchiul și o zis, băi de poate, hai că dă prost, n-ai gândit-o bine ce ai făcut, ia de tu dimisia și du-te acasă că am eu un om pregătit să pun un loc tău la primărie. Știți cine i-a luat locul lui Ionut Gireadă, nepotul deputatului liberal, infractor Virginel Gireadă? Amanta domnului deputat, Nicoleta Ionel, pe numele mai proaspăt, pentru că ea s-a numit, practic, Nicoleta Cioban. Cine este această Nicoleta Ciobanu? Păi este fosta contabilă șefă a primăriei Mihai Eminescu, care în perioada cât primar a fost Virginel Gireadă, oamenii au colaborat sub toate aspectele, și financiar, și în planul dragostei și iubirii. Practic, cât a fost contabil șef la primărie Eminescu, Nicoleta Ciobanu și-a ridicat în ipotește o mândreță de vilă. A crescut vila aia ca din apă, estimată la vreo sută și ceva de mii de euro. Soțul ei, Bogdan Ciobanu, era mândru de nevastă. Ia uite cineva nevastă descurcărea, am eu cât de mult bani aduci în familie. Omul cam credul, până când s-o trezit că pe lângă bani aduși în familie, nevastă i mai aduși un copil. Și a început să-i ridice ceața de pe ochi și să vadă altfel lucrurile. Și așa a descoperit că, practic, nu el era tatăl copilului. Ce au făcut, ce au dres, ce s-a întâmplat în continuare, o să aflați din presă, mai degrabă dacă o să urmăriți publicația online jurnalul. Dar cert este că în această săptămână domnul deputat și-a pus amanta administrator financiar la primăria Mihai Eminescu care amant acum colaborează cu soția domnului deputat Aneta Giriad. Vă imaginați cam ce trage comedie s-au creat acolo. Spun trage comedie pentru că e o comedie întreagă ce a făcut domnul deputat, dar e o tragedie pentru comuna Mihai Eminescu, care este un simbol național, l-a dat țării pe poetul Mihai Eminescu și a ajuns o bătaie de joc această comună prin administrația preluată în anul 2004 de către Virginel Gireat. O fi făcut el și investiții acolo, dar investiții nu le-a făcut în interesul oamenilor, le-a făcut în interesul comisionului și dovadă că o Știut să gospodărească comisionul împreună cu contabila șefă actuală, administrator financiar, îi prosperitatea din familia Giriadă și prosperitatea pe care a avut-o familia Ciobanu, care acum îi destrămată. Nu dau mai multe detalii pentru că uh, sunt în derulare o serie de anchete jurnalistici care va, uh, vor da la iveală fapte mult mai grave, fapte de corupție. Al doilea primar în ordine alfabetic, este tinerelul nostru, Vădăoi Ovidiu Portariuc, primarul Botoșani. Spun Vădăoi că săracul de vreo doi ani de când l-a lăsat nevasta, nu s-o găsit nimeni să îi țină de urât. Nu știu, probabil cu odată ce o pleca nevasta, ei o fi luat și lipiciul ăla pe care, în general, bărbații l-au și cu care se laudă că având succes la femei. Domnul Portariuc deocamdată N-a avut succes nici la alte femei, dar nici în funcția de primar. Știți cu toții din uh, știrile de presă că domnul primar uh, o transmis toate prerogativile sale, toate atribuțiunile sale de primar la subalterni, inclusiv dreptul de semnătură. Așa că dumnealui a ajuns cavaler și la propriu și la figurat. Dar pentru că acum se apropie alegerile locale, cum vă spuneam și în comentariile anterioare, Trăim perioada asta când lupta dă la iveală și fapte din astea care te umflă râsul. Domnul Ovidiu Portariuc, I-a cerut proaspătului prefect Dan Nechifor, pus așa, prefect, așa cum v-am mai spus, de către liberal, de către gruparea Virginel Algeria de Costel Șoptică, Ionică Nechifor, Ionică Nechifor, Dan Nechifor. Ia să vă gândiți la asocierea asta din nume, cam în doi denunțeni să vedeți ce iese de aici, dacă vă gândiți așa mai, mai pendelet, o să descoperiți lucruri interesante. Deci, domnul primar Portariuc vrea ca domnul prefect să formeze o echipă, o comisie de anchetă și să stabilească vinovăția lui Cătălin Frutur de la locativa pentru focarul de hepatită B din parcul tineretului la cele două blocuri locuite de țigani. Păi domnul Portariuc, nu prefectura, domnule, se ocupă de virus, de microbi și de alte gângăni din astea care nu se pot vedea cu ochiul liber. Pentru așa ceva avem Direcția de Sănătate Publică Botoșa, direcții în fruntea căreia chiar dumneavoastră, e reprezentant al PSD-ului, v-a spus propriu om, medic, nu e epidemiolog, dar e medic, e chirurg pediatru. Deci aveți omul dumneavoastră acolo la DSP, credeți că dacă era vorba de un focar, în parcul tineretului stătea DSP-ul așa pasiv cu toate nenorocirile care s-au întâmplat în județul Ardeș cu acei copii uh, bolnavi de, de uh, datorită unui microb uh, încă, uh, pe, uh, la care cercetările n-au stabilit de unde a fost luat de câte copii de s-au îmbolnăvit credeți că stăteau stăteau pasiv cei la Ministerul Sănătății și nu dădeau năval aici la Botoșani să afle băi, oameni buni, băi, epidemiologicilor, ce se întâmplă aici la voi, la Botoșan, ce -i cu focarul ăsta, ia vedeți, care sunt cauzele, cine e vinovați? Nu s-a întâmplat nimic din toate astea, pentru că nu e focar. Dumneavoastră l-ați făcut focar, l-ați umflat așa, ca să loviți în flutur, să-i convingeți pe Botoșanie, nu cumva să ce să-l voteze din nou primar, că o să fie epidemie în oraș de hepatită virală, cu virusul ăsta B, sau cum să o mai fi numit. Nu e, frumos, domnul primar. O fi, nu e așa mai retrogradat în intelectual, cum ne considerați dumneavoastră, retardat mental, dar nu suficient de proști ca să nu ne prindem și noi că prea, prea le umflat, Și a doua gogoriță pe care ați lansat-o în presă în această săptămână, faptul că la locativa, deci tot la fluturi, se iau salarii de 7-8 mii de lei lunar domnul prima, în 22 ianuarie, dumneavoastră, a dat publicitate toate salariile încasate de conducerile societăților comerciale subordonate primăriei și Consiliului Local și la uh, societatea locativă Flutur, în 2015, a avut o leafă medie lunară de 4,7 mii lei. Directorul economic Carnim, a Chiței, de 4.000 de lei directorul adjunct Gornea Florea de 4,7 mii lei. Unde salariile alea de 78000 de lei? De unde le-ați scos? Ați vrut să ne impresionați, așa e, Păi da, trebuia să țineți minte că în 22 ianuarie ați publicat niște salarii. Ori atunci nu trebuia să le publicați, să le puneți la sertar ca să nu aflăm și noi și atunci, neavând o altă sursă de informare, credeam ce a spus acum cu 7 8 de lei lefuri, ori vă las în memoria, deși sunteți tânăr, ați uitat ce a spus în 22 ianuarie și a venit acum cu gogorița. Dar chiar dacă ar fi luat astfel de salarii, domnul primar, trebuie să știți că locativa este societate comercială care este organizată și funcționează după principiile economiei de piață oamenii angajați în societății nu și au lefuri de la bugetul primăriei, din banii noștri, din impozitele și taxele noastre. Nu! Ei își au salariile din activitatea pe care o desfășoară și încasările pe care le realizează. Au activitate și încasări? Au bani de salarii. N-au? Nu iau! Să duc cu buzunarele goale acasă. Și apoi, societatea locativă, Urban serv, El Transu, sunt subordonati Consiliului Municipal Local și nu dumneavoastră, nu primăriei. Așa că dumneavoastră, degeaba e tot să mă pe la locativa, să vă dea fel de fel de date, să vă pună la dispoziție fel de fel de informații, când nu aveți dreptul să uh, cereți nimic de la ei decât numai prin Consiliul Local. Deci dumneavoastră vă adresați președintelui de ședință în Consiliul Local, faceți o interpelare că acest drept îl aveți și spune spuneți, domnul președinte, vreau să, -mi, e, să cereți celor la locativă să-mi pun la dispoziție următoarele informații. Așa este legal să lucrați. Dar, așa cum v-am mai pus, stimați botoșeni, Ne apropiem de campania electorală și abia a început, cum vă spuneam și în comentariu de săptămâna trecut. Să vedeți ce minuni o să aflăm noi și la ce minuni o asistăm până în 5 iunie. O să ne distrăm, nu glumă, după care o să plângem patru ani de zile. Și să mă îndrept spre al treilea primar, tot în ordine alfabetică, Aurel Ștefan de la Vorona. În această săptămână am realizat al noulea reportaj în interval de șase ani de zile de când există emisiunea Lumea lui Rotund. Al a reportaj în Comuna Vorona. <coughs> Din nou reportaj, numai la două am reușit să colaborez cu domnul primar. La alea două am colaborat pentru că dumnealui era pus într-o lumină favorabilă. Este vorba despre un reportaj de, legat de activitățile culturale și în special tradițiile uh, culturale ale Comunii Vorona, uh, reportaj realizat cu uh, meșterii populari de acolo, inclusiv uh, tugui. Gheorghe tugui, băiatul academician lui Tugului, dumnezeu Silerti, și el creator de măști. Atunci domnul primar a ținut să fie primul care deschide reportajul. Mi-a zis domnul Rotun, sunt primarul comun, îi gestionez aici inclusiv activitățile culturale. E dreptul meu să începeți reportajul cu mine. Și după aia a cu meșterii populari. Am respectat voința primarului. Al doilea reportaj la care a colaborat cu plăcere a fost... Uh, un reportaj din ciclu În uh, căutarea străbunilor uh, ciclu de reportaj dedicat poetului uh, național uh, Mihai uh, Eminescu și uh, după ce am filmat la Blaj de unii au venit străbunicii în uh, zona uh, Călineștilor cu Parencu după ce am filmat la Călineștilor cu Parencu după ce am filmat toate locațiile unde uh, a fost prezent în timpul vieții poetul Mihai Eminescu sau rude ale sale, am ajuns și la Joldești, la mama poetului, unde s-a născut mama poetului, la conacul de la Joldești. Acel conac, domnul primar l-a reabilitat cu fonduri europene, l-a făcut într-adevăr o mândrețe, o bijuterie de arhitectură istorică și în local funcționează în momentul de față școala din Joldești. Un lucru meritoriu. Și domnul primar a ținut să participe la realizarea reportajului dedicat străbunilor poetului Mihai Eminescu, mamei mai exact, și s-a lăudat cu uh, accesarea acestui program cu fonduri europene. Mai mult ca atât, a ținut să vin și la Vorona, să merg și la băiatul dumnealui care este preot, cu parohie în Buricul localității Vorona, să filmez și acolo o casă parohială în care uh, sunt expuse tablouri cu uh, picturi realizate pe baza uh, pastelurilor uh, din uh, poeziile poetului Mihai Emnescu. Am filmat și acolo, pentru că, într-adevăr, erau niște valori culturale care meritau a fi puse în evidență. La uh, celelalte șapte reportaje, nu l-am mai prins pe domnul primar să mai colaboreze cu mine. Am realizat un reportaj despre drumul, celebru drum cu proteste ale cetățenilor din Vorona Mare, drumul județean, care era distrus în totalitate. Și oamenii se plângeau. Și au venit la lumea lui Rotun. Domnul Rotun, veniți dumneavoastră și filmați aici că poate numai așa o să-l sensibilizați pe domnul primar și domnul primar o să plângă la, la județ să vină să ne refacă drumul. M-am dus să filmez. A dispărut domnul primar. Am colaborat cu vicele primar Cotoc. Nu m-am supărat. Al doilea reportar la care nu l-am găsit. Doi frați din uh, Vorona Mare. La o aruncătură de băț de casa unde locuiește primarul s-a aflat un conflict. Unul pădurarul, altul fusese asistent medical pe aici prin Botoșani, cam cotoros ăsta asistentul medical. Nu se înțelegeau de la o bucată de pământ, moștenire, nu știu ce, dar cheia disputii dintre ei s-a la primărie, la Comisia de Fond Funciar. Și am vrut să stau de vorbă cu domnul primar. E? De unde? O aflat că sunt în și o dispărut. Nu l-am găsit. După aia am avut reportajul, dacă vă mai amintiți, cu pajeștea de la Ecușendial, n uh, comunal care domnul primar a făcut ce a făcut, ce a moșmondit și a ajuns să fie maș comunal administrat de un învățător de la Joldești. Atunci mi-am mi -am pus ambiția neapărat să-l găsesc pe domnul primar să stau de vorbă. M-am dus la primărie, mi s-a spus că mă caută la Joldești. M-am întors din nou la Joldești și am luat-o. Joldești deal, Joldești vari. Icușen deal, Icușen vale, Joldești, Măldărești, Vorona Mare, Orona Teodoro, Orona Pancu, din nou la primărie. Domnule, n-am reușit să-l ajung pe primar, să-l prind din urmă. sprint domnul Aurel Ștefan, domnul profesor, că profesor uh, la bază. După aia am avut un reportaj, uh, conflict între o cetățeancă din satul Vorona Teutorul și un fost milițian, uh, Socor vecini, certuri între ei, dar și cu um, reflectarea problemelor lor, lor la nivel de administrație public-locală. Și aș fi vrut să stau de vorbă și cu domnul primar să spună punctul de vedere. A aflat că am filmat la Vorona Teodorul până am ajuns eu la primărie, a dispărut. Nu l-am găsit. Ei Așa am pățit-o și în această săptămână când m-am dus să filmez tot la Vorona Teodorul mai mulți cetățeni m-au solicitat acolo, domnule, veniți că nu ne mai putem înțelege cu domnul primar. Pur și simplu nu ne mai primește în primărie, dacă ne prinde pe acolo, ne dă afară, parcă a fi proprietatea dumnealui și nu ne ascultă și nu vrea să ne rezolvi problemele. M-am dus, am filmat și voiam ca pe lângă problemele cetățenilor stau de vorbă cu domnul primar legat tot de drumul ăsta județean Buclucaș, dar care acum de la Vorona se bifurcă prin Poiana Corn. Am ajuns la primărie, mi-a spus secretarul, că domnul primar are secretar, nu secretară, că se află în ședință ISU. Durează maxim 20 de minute. Am stat, am așteptat 20 de minute. N-a apărut domnul primar. L-am întrebat din nou pe secretar, mai stăm? Imediat, imediat domnul primar stă de vorbă cu dumneavoastră. Nu dura mult și vine secretar la mine și mă întreabă, dar în ce probleme vrei să stați de vorbă cu domnul primar? Zic, uite, îmi cer scuze. Uite, problemii de la Vorona Teodoru cu cetățenii cu tare, cu tare, cu tare, plus drumul județean care e degradat în ultimul hal. Da. S-a dus și nu a mai apărut. Eu -o lăsat, stăm pe acolo, uitându-ne, eu la cameraman și cameramanul la mine și împreună ne uitam la un acvariu cu pești. O trecut o oră. M-am dus din nou la secretar. Domnul secretar. Domnul primar stă de vorbă cu noi sau nu stă de vorbă cu noi? și omul a dat un bârbial. Adică mi-a dat de înțeles că l-a informat, dar nu vrea să stea de vorbă cu noi. E, nu vreau să stea de vorbă, nu vreau să stea de vorbă. Noi am încheiat reportajul Și mâine seară, dacă o să-l urmăriți, mâine, adică sâmbătă, o să puteți vedea întreg reportajul intitulat Primarul Ranchiunos. Dar ce mesaj am eu pentru domnul profesor Aurel Ștefan, care chiar dacă sunt mulți cetățeni nemulțumiți de activitatea dumnealui în Vorona, în 5 iunie își va renui mandatul pentru că controlează comuna, nu are contracandidat capabil să-l bată și va fi deci primar și pentru următorii patru ani. Dar ne apropiem din marea sărbătoare creștin ortodoxă Paștele, ne apropiem în dată, intrăm în postul Paștelui și pentru că dumnealui are băiat preot ortodox cu parohie mândră în Buricul localității Vorona să facă un act creștinesc, să-i chem epicetățenii ăștia care vor apărea mâini seară în reportaj și să le rezolve problema în spiritul legii, nu altfel, a legii și a moralei creștin ortodoxi. Să dea și lui dovadă că este cu adevărat creștin. Că știți ce mi-a spus unul dintre cei intervievați? Domnul Rotundu, când era domnul primar profesor la școală, ne-a dimineața în care eu și întreba care dintre noi a fost la biserică și ne scădea nota la purtare. Și acum are băiat preot cu parohie și care nu ne iartă când ne prinde pe la biserică. Trebuie să dăm bani. Păi, pentru toate aceste reproșuri, poate că domnul primar se va gândi să fie un bun creștin înainte de a intra în postul Paștelui, să facă un act de caritate rezolvând problema acestor oameni și pe viitor, poate mi-e -mi simpatic domnul primar, domnul profesor, pentru că are niște merite frumoase în activitatea de-a lungul vieții și pentru care îl respect. Trecând peste aceste mici derapaje ale dumnealui când a vrut să colaboreze cu lumea lui Rotundu, nu mă supăr. Deci, să deci sperăm că domnul primar va da dovadă de bun creștin ce este și va demonstra acest lucru. Mă apropii de sfârșitul emisiunii aș mai fi avut de comenta niște probleme, dar vreau să închei, așa cum vă spuneam în emisiunea de față, cu ceva timp în urmă, a început să contureze cu certitudini, viitoarea conducere a Consiliului Județean Botoșani va fi a PSD-ului. Deja PSD-ul a anunțat pe listele de candidați la Consiliul Județean patru nume de forță. Costică Macaleț, care probabil va fi președintele Consiliului județean, Doina Federovici, unul din vicepreședinți, Dumitru Zmău, posibil al doilea vicepreședinte, Mihai Baltă, care trage lista, aduce voturi, din câte știu din câte mi-a spus dumnealui, nu urmărește nicio funcție la Consiliul județean. Deci patru nume grele pe listele PSD-ului, care vor aduce voturi. Cu ce vrea să vină PNL-ul? Să câștige alegerile la, la Consiliul județean? Virginie Elgeriad va fi pilist deși vrea primar în continuare la Comuna Mihai Eminescu. Deputat infractor, cu act în regulă infractor. Costel Șoptic, deputat care lucrează de câtva ani de zile buni numai cu banii publici la primării și cum încasează bani sumii mai mari falimentează societatea, nu virează nimic la stat și creează o nouă societate. Deci evazionist fiscal cu experiență. Ionica Nikifor, condamnată mai multe rânduri pentru acte de violență. Florin Turcanu, infractor cu act în regulă, condamnat pentru falsuri comisă pe linii de partid și ce mai are. Probabil, Turcanu va trage pe listă și asta, actual deputat Roxana uh, Turcanu, anușc cum are mai multe nume, dacă se mai căsătorește odată, o să ajungă ca să intreacă pe arabi, ca nume uh, în, în uh, denumirea completă a persoanei. Ei bine, această inegală luptă am împins și va împinge cu certitudine județul spre PSD. Și vom deveni din nou roșii. Cine așteaptă, am să vă spun într-o emisiune viitoare, pentru că, din păcate, această emisiune de astăzi s-a încheiat. Eu vă spun la revedere, ne vedem uh, vinerea viitoare. Nu uitați, mâine seară, la lumea lui Rotundu, primarul ranchinos. O să aveți ce vedea.